Trei perechi de tineri s-au prezentat pe rând sâmbăta trecută în fața ofițerului stării civile, hotărât să-și acorde reciproc daul sincer necesar oficializării căsătoriilor lor. Pe acordurile marșului nupțial, Mădălina și Bogdan, Anton și Mihaela, Romeo și Mariana, însoțiți de nași, părinți, frați, rude și prieteni, au acceptat să-și unească destinele, daul fiind rostit fie cu emoție, fie ca o glumă care să creeze o notă de suspans în rândul celor prezenți la oficiere. Cetățenii cernăveni cu Aurelian Anton, de bună voie și nefilii de mine, ei în căsătorie pe cetățeana Andrei cu Elena Mihaela? O iau? Da! Da, da, mă, ce iau? Denotat este amănuntul că una dintre perechi s-a cunoscut prin intermediul internetului, după care, în ceva timp, a ajuns în fața ofițerului stării civile la Giurgiu, chiar dacă mireasa este din Megidia lui Dan Spătaru. Casă de piatră tuturor familiilor întemeiate, iar pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, un îndemn. Urmăriți ediția specială de după jurnalul de știri pentru amănunte legate de această temă.